Îmbrăcat în roșu, cu obrajii rumeni, barbă lungă și o burtică simpatică, cel mai așteptat și iubit moș din lume va coborî în curând pe hornul caselor pentru a răsplăti cu dulciuri și jucării copiii cu minți și ascultători. Să vedem o parte din copiii cei mai curajoși cam ce-și doresc ei. Și când spunem curajoși, ne referim la faptul că nu s-au intimidat de camera de filmat și și-au exprimat dorințele. Și de la Moș Crăciun ce-ți dorești? O mașină cu telecomandă. Mare? Da. Dar ai fost cu minte? Te-a văzut Moș Crăciun? Da. Ia spune, mai fost cu minte? Da. Și de la Moș Crăciun ce vrei să-ți aducă? Un Lego de fete. Și ai fost cu minte anul acesta? Da. Cât de cu minte? Foarte cu minte. Așa, și de la Moș Crăciun ce-ți dorești? O tabletă. Salut. Cum te numești? Fabi. Fabi, câți ani ai tu? 5 ani. Ce băiat mare. Și ai fost cu minte anul acesta? Da. Și de la Moș Crăciun ce aștepți? Ce crezi tu că îți va aduce moșul? Un smurd și o mașină de poliție. Smurd? Ce e la smurd? O salvare. O pernuță. De care pernuță magică? Cu Sofia. Tot cu Sofia. Și ce face pernuța aia cu Sofia? Ce faci tu cu pernuța? Da. Și de la Moș Crăciun ce îți dorești? O pisicuță mare de pluș. Ai fost cu minte? Da. Și de la Moș Crăciun ce-ți dorești? Ai fost cu minte, bănuiesc, nu? O oglindă magică. Păi tu ești frumoasă, ce să faci cu oglinda magică? Să mă joc cu ea. Robert, ai fost cu minte? Da. Ia spune-mi, și de la Moș Crăciun ce-ți dorești? Ce vrei să-ți aducă moșul? O mașinuță. De care? Mică, mare, de poliție? De poliție. Dar tu ce-ți dorești să devii când vei fi mare? Constructor.